Bună ziua, sunt Bogdan Pavel și astăzi la Gândul Green vom analiza cât de nociv este transportul pentru mediu. Și nu mă refer doar la România. Datele care stau la baza studiului sunt cele oficiale ale Uniunii Europene, iar acestea arată că în ultimii 20 de ani, și mă refer la perioada dinaintea pandemiei, gazele cu efect de seră rezultate în urma transportului nu au scăzut. Dimpotrivă, cu ghilimele de rigoare au fost ajutate chiar de transportul aerian, aflat într-o continuă expansiune. Așa că este lesne de înțeles de ce Europa caută să mute cât mai mult din trafic pe căile ferate. Iar astăzi avem un invitat de marcă, un specialist în probleme de sustenabilitate. Lorena Axinte, doctor în planificare urbană și regională, titlul academic obținut la Universitatea din Cardiff. Sărbătoresc și mulțumesc pentru că ați acceptat invitația. Care ar fi, în urma studiilor efectuate, cele mai nocive ramuri ale transportului? Da, așa este. Dintre toate sectoarele de activitate umană, transportul prezintă cea mai mare dependență de combustibili fosili. Și asta pentru că ne mișcăm în mare parte folosind petrol, benzină sau gaz. Transportul, inclusiv aviația internațională, în Uniunea Europeană cel puțin, e singurul sector în care emisiile de gaze cu efect de seră nu au scăzut între anii 90 și 2019, înregistrând chiar o creștere de 33%. Transportul rutier, aviația internațională și navigația internațională sunt responsabile pentru majoritatea emisiilor. În aceste condiții, automat avem de suferit cu toții, iar cele mai mari probleme se regăsesc în zona aglomerațiilor urbane, a metropolelor. Care sunt principalii factori poluatori identificați și care sunt efectele pe care le produc? Da, în mediul urban, de fapt, în general, când vorbim despre transport, ne referim la transportul de persoane și transportul de mărfuri. Știu că transportul de mărfuri nu este foarte des menționat, însă emisiile din transport se împart între cele două sectoare. În mediul urban, în principal, vorbim de transport rutier, în cea mai mare parte. Și efectele se văd nu numai în emisiile cu efect de seră, ci și în emisiile fonice, care, din păcate, sunt la fel de problematice, creează foarte multe probleme de sănătate și sunt chiar mai greu de prevăzut și de tratat în același timp. Și cel mai grav este că aceste costuri externe care provin din aviație și din transport rutier nu sunt reflectate în mod corespunzător în prețurile pe care le plătim. Astfel că atunci când avem o mașină, trebuie să plătim diverse taxe pe combustibil și anumite taxe rutiere, însă industria aviației este scutită de plata taxelor pe combustibil și nici nu plătesc TVA pe biletele lor. Astfel avem un bilet cu un preț artificial scăzut și în același timp este în detrimentul altor moduri de transport care ar putea fi mult mai sustenabile, cum ar fi căile ferate. Astfel vedem că sunt diferite probleme care pot fi cumva rezolvate prin o viziune integrată. Avem altfel de impacturi negative, cum ar fi accidentele sau spațiul pe care îl ocupă traficul auto, în special în orașe. Așa că, dacă vreți, putem vorbi și despre aceste impacturi în mediul urban. Cu siguranță vom discuta și despre aceste aspecte, însă am remarcat un amănunt din cele exprimate de dumneavoastră. Ați pomenit anul 2019. Din 1990 până în 2019, deci înainte de pandemie, s-a schimbat ceva în structură odată cu declanșarea pandemiei și, dacă da, odată cu încheierea pandemiei, înseamnă că revenim la vechile metehne, o luăm de la capăt, adică poluăm din nou masiv? Da, mă bucur că ați remarcat că m-am referit în principal până în anul 2019. Într-adevăr, anul 2020 este un an excepțional. Transporturile, evident, aproape că au scăzut până la jumătate. În general, traficul fie a încetat, fie a încetinit.
și am remarcat și o scădere a gazelor cu efect de seră provenite din transport. Din păcate, din 2021, aceste gaze cu efect de seră au început să crească din nou, aproape la fel de brusc cum au scăzut în 2020, și estimările arată că vor continua să crească, deși în mod normal am avea nevoie să reducem aceste gaze cu efect de seră pentru a rămâne în scenariul de emisii zero până în 2030, până în 2050, îmi cer scuze. Până să ajungem la această discuție care ține de Pactul European de Mediu, cunoscut drept Green Deal, vreau să mai rămânem puțin în această zonă a transportului de mărfuri, în aglomerațiile urbane. Când vorbim de transport de marfă, vorbim practic de camioane, de diferite tonaje, dar care au în comun un lucru, au motor diesel. Este acesta un factor suplimentar de poluare și de stres? Da, cu siguranță, și din păcate aceste autovehicule destul de mari sunt destul de greu de schimbat. Există inovații și în acest sens. Vedem din ce în ce mai multe companii care încearcă să dezvolte vehicule electrice, însă trebuie să înțelegem că avem pe partea de vehicul inovația de care este nevoie, apoi trebuie să vorbim despre baterii, dar și despre infrastructura stradală. Degeaba avem camioane electrice dacă nu avem puncte de reîncărcare. Și de aceea vorbim despre planificare integrată, pentru că probabil companiile își fac treaba, poate dezvoltă aceste tehnologii necesare, însă și din partea orașelor și a nivelelor naționale trebuie să vedem ceva inițiativă, în sensul că aceste infrastructuri de reîncărcare nu pot fi create de companiile private. Acestea trebuie să fie puse la dispoziție de către țări și orașe. Ați făcut o altă remarcă pe care aș vrea să o speculez puțin. Vorbim de transport și poluare, dar mergem în zona de mediu, însă remarca este dată de accidente, după cum a spus noastră. Da, așa este. Probabil accidentele rutiere sunt cele mai vizibile efecte ale traficului auto. Vorbeam despre scăderea numărului de accidente în anul 2020. Din câte mi-aduc aminte, aproape 19.000 de oameni au murit în 2020, iar acest număr a fost cu 17% mai mic decât în 2019. Acest număr scăzut se datorează restricțiilor de circulație din timpul pandemiei și poate în momentul de față numărul nu ne mai impresionează atât de tare, pentru că suntem expuși zilnic la anumite statistici similare, însă ca să punem lucrurile într-o altă perspectivă, ne putem imagina că 19.000 de oameni ar însemna aproximativ 100 de accidente de avion. Când se prăbușește un avion, vorbim despre dezastre, însă când se bușesc două mașini, se pare aproape normal. De aceea e foarte important să scoatem aceste statistici din normalitate și să evidențiem faptul că în România, media deciselor pe milion de locuitori e aproape dublă față de cea europeană. Deci, perspectivele pentru viitor sunt destul de sumbre și vedem îmbunătățiri în aceste statistici. Numărul de accidente și decese legate de transport scad, însă în țara noastră scad destul de greu. Cei care ne urmăresc trebuie să știe că până acum am vorbit în termeni generali, la nivel european. Ați început dumneavoastră și aș dori să continuăm discuția centrând-o pe România. Dacă la nivelul accidentelor suntem într-o zonă sumbră, adică un număr dublu comparativ cu media europeană, pe ansamblu care este situația? Nu știu dacă e nevoie să o spun eu, pentru că probabil am observat cu toții că nu stăm grozav la nivel de infrastructură. Avem cea mai mică densitate de autostrăzi din Uniunea Europeană, nu avem nici măcar 1000 de kilometri de autostradă, deși țara noastră este foarte mare. Aproape 40% din drumurile publice ar necesita lucrări de modernizare și aproape 90% din rețeaua națională e reprezentată de drumuri cu o singură bandă pe sensul de mers.
Iar aceste numere sunt bine cunoscute, sunt incluse în PNRR. Așa că cred că stăm bine la a identifica problemele, stăm însă ceva mai rău la a face ceva în privința lor. Am vorbit un pic despre drumuri, însă nu stăm mai bine nici în cazul infrastructurii feroviare, deși avem o densitate destul de mare de căi ferate. Doar 37% din această infrastructură este electrificată și mai puțin de 700 de kilometri din totalul de 10.000 au fost modernizați în ultimii 30 de ani. Astfel că, spre exemplu, pentru a ajunge de la Brașov la Cluj, ceea ce presupune o distanță de 434 de kilometri, avem nevoie de 6-7 ore pentru a călători cu trenul. Ceea ce în țările vestice, probabil, în țări precum Franța și Spania, această durată se poate reduce la 3 ore. Nu putem să convingem oamenii să nu mai folosească mașina atâta timp cât nu avem alternative viabile la dispoziție. Și care sunt soluțiile de identificare? Le identificăm, dar care sunt în cele din urmă aceste soluții? Avem ținte de atins. O primă etapă din Green Deal este 2030, an în care ar trebui să înjumătățim emisiile de carbon. Apoi 2050, când Europa trebuie să devină neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon. Așadar, ce facem cu infrastructură rutieră? Nu prea avem. Situația pe calea ferată nu este tocmai de invidiat. Așa este. Cred că, așa cum spuneam, în România am identificat în mare parte problemele și avem o grămadă de soluții la dispoziție. În principiu, cred că trebuie să pornim de la planificare urbană. Avem nevoie de o strategie integrată. Așa cum spuneați și dumneavoastră, nu există o soluție, există mai multe soluții. Va trebui să trecem la transport pe căi alternative. Dacă putem folosi căile ferate, căile navale în orașe, va trebui să renunțăm la mașini, să trecem la mașini electrice, dar să ținem cont că mașinile electrice ocupă spațiu. Deci nu sunt o soluție universală. Apoi, trebuie neapărat să ținem cont de strategia integrată la nivel oraș și regiune, pentru că de multe ori se întâmplă ca un oraș să aibă o strategie care se oprește la granițele administrative, însă știm cu toții că există trafic generat de persoanele care fac naveta sau de transportul de mărfuri care nu ține cont de aceste granițe administrative și dacă, spre exemplu, avem un autobuz care funcționează bine între centru și ultimul cartier, dar se oprește acolo, persoana respectivă persoana care locuiește dincolo de acel ultim cartier va avea nevoie de o altă soluție pentru a-și continua drumul până acasă. De aceea e nevoie de colaborare între oraș, regiune și orașele care se află în proximitate. De asemenea, avem nevoie de colaborare între diferite sectoare. Construim foarte multe cartiere noi, foarte multe, dezvoltăm anumite zone, însă fără a avea o înțelegere a ce înseamnă nevoile de transport și serviciile pe care le planificăm acolo. Pentru a vă da un exemplu de care m-am întâlnit de curând, cu care m-am întâlnit de curând, în mare parte sau până acum se cerea foarte mult ca noile construcții să aibă un anumit număr de parcări. Acest lucru se schimbă și se schimbă foarte repede în orașele vestice pentru că administrațiile locale își dau seama că nu mai avem nevoie să construim parcări pentru mașini în zonele rezidențiale, ci trebuie să încurajăm atât investitorii și dezvoltatorii, cât și cei care aleg să se mute în aceste noi zone rezidențiale să folosească alte moduri de transport. Spre exemplu, în Barcelona, dezvoltatorii pot alege între a construi un loc de parcare sau a pune la dispoziție fie parcări pentru biciclete, trebuie să înlocuiască cu aproximativ același număr, un număr echivalent de parcări de biciclete, sau pot lucra împreună cu o firmă care oferă mașini de împărțit, shared cars,
pentru a oferi acest serviciu în interiorul zonei rezidențiale. În România încă funcționăm destul de haotic, în unele orașe se cere parcare, în altele nu se cere, însă problema merge dincolo de câte parcări punem la dispoziție în zonele rezidențiale, pentru că nu avem foarte multe alternative viabile. Din păcate, transportul public nu funcționează perfect departe de acest lucru, iar celelalte alternative de transport activ sau de micromobilitate rămân în continuare destul de greu de folosit în orașe, pentru că este destul de periculos. Nu avem infrastructură de biciclete, de multe ori mersul pe jos poate fi destul de greoi pentru persoanele cu mobilitate redusă, sau în multe locuri vedem că mașinile sunt parcate pe trotuare și este greu de, trecut pe lângă ele. Și de aceea, până nu rezolvăm aceste probleme, va fi greu să vorbim despre transport sustenabil la noi în țară. Avem obiective asumate la nivel european, avem bani ieftini din Planul Național de Reconstrucție și Reziliență. Cât de important este în acest caz experiența europeană pe care trebuie să o implementăm și noi? Din punctul meu de vedere, suntem în continuare, nu pentru mult timp, însă încă mai suntem într-o poziție ideală în care primim bani de la Uniunea Europeană, avem acces la aceste finanțări, avem acces la foarte multe proiecte, la foarte multe cazuri inovative din care putem învăța. Și cred că este foarte important să nu pierdem această oportunitate, pentru că există deschidere, cel puțin la nivel local, și vedem la multe administrații locale din România că sunt dornice să experimenteze și să implementeze noi soluții. Și cred că este nevoie să deblocăm accesul la aceste fonduri, pentru că vedem că la nivel mondial Uniunea Europeană este printre cele mai avansate, să zicem, colaborări în materie de transport sustenabil. Și ca să concluzionăm, să schimbăm și mentalități. Da, cu siguranță. Mulțumesc tare mult pentru timpul acordat și pentru radiografia precisă, dar din păcate dureroasă pentru noi românii. Încă o dată mulțumiri și vă mai așteptăm cu expertiza dumneavoastră aici la Gândul Green. Iar cu aceasta noi încheiem ediția de azi a emisiunii Gândul Green și rămânem cu speranța că am contribuit cât de puțin la conștientizarea problemelor de mediu și infrastructură cu care ne confruntăm. Am tras învățămintele de rigoare și vom ști să acționăm pentru o dezvoltare sustenabilă cu grijă față de mediu. Așadar, până la următoarea noastră întâlnire, numai bine!